ai luat-o în mână și ai binecuvântat-o. Amin. În aceste clipe și în aceste momente te rog, în numele Tău, să o binecuvintezi. Amin. Și vrem ca în aceste clipe și în aceste momente, a zima aceasta, să ia valoarea și să fie ceea ce Tu reprezinți pentru noi. Trupul Tău să fie în această pâine. Pentru că știm că și noi suntem aceia care vrem și astăzi să avem viață noi. Și această pâine să aibă valoarea trupului Tău. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Părinte al Cerului și Tată Veșnic, continuăm să cerem a Ta binecuvântare, Doamne. Am luat acest rod abiță, Doamne, care reprezintă sângele Tău. Te rog, Doamne, să-L binecuvintezi, să-I dai valoarea sângelui Tău, Doamne. Sângele Tău care mai are putere, Doamne, de iertare, de curățire. Te rog, Doamne, să binecuvintezi frații, surorile și toți acei, Doamne, care astăzi, Doamne, s-au cercetat, Doamne, și în măsura credință, Doamne, vor lua din parte, din trupul Tău, din sângele Tău. Te rog, Doamne, să ne binecuvintezi pe toți, Doamne. Să binecuvintezi lucrarea aceasta, Doamne. Să o putem prețui, Doamne, că este lucrarea Ta, Doamne. Încredințăm totul în mâna Ta, în brațul Tău, Doamne. Ne încredințăm și pe noi înșine, Doamne. Și te rog, ajută-ne ca să putem fa voia Ta în toate, slăbind.